moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. În regiunea Brooklyn din New York întâlnești un colțișor de rai unde majoritatea cetățenilor moldoveni se refugiază pentru a fi mai aproape de tradițiile și bucatele moldovenești. Este vorba despre restaurantul Moldova, pragul căruia este zilnic pășit de admiratorii gustărilor europene. Planul de a deschide un restaurant și de a menține un restaurant, cred că eu aș pune în categoria de 5 cele mai grele afaceri. Am fost încântat de Europa, dar tot visul meu a fost visul Americii. Nu știu de ce. Așa a fost. Feciorul s-a născut aici, tot deja în început am ajuns de aici. Cum v-a schimbat America, Statele Unite ale Americii? Valorile de aici sunt cu mult diferite decât cele de acasă, atât în domeniul afacerilor, cât și în viața de zi cu zi. Te primesc mai cu zâmbet mai frumos, adică oamenii chiar deși sunt stresați, tot stăruiesc în orete asta. E într-un fel o plăcere să te întrebi orice om cum mai duci, ce mai faci. Chiar de străin pe stradă, nu contează. Odată intrați în local, vizitatorii sunt întâmpinați de chelneri în costume naționale, iar muzica moldovenească creează atmosfera de sărbătoare, ca în duminicile petrecute acasă. Ideea de a deschide un restaurant moldovenesc a prins roade, iar visul lui Radu Panfil de a uni compatrioții săi în jurul mesei pline de bucate tradiționale s-a realizat. Toată viața am lucrat în sfera restaurantelor. Ideea că am venit să, după vreo 2 ani, aflându-mă în Statele Unite, deja lucram într-un restaurant, un nightclub brusesc, și tot timpul am stat cu gândul de a putea face o căsuță unde stat toți moldovenii împreună. Eu aș spune că acasă poate nu e greu, dar e greu să ajungi la ceva și să faci tot legal. Statele Unite este mai ușor la capitolul de face legal și de încerca porni o afacere. Nimeni nu te împiedică să faci ce dorești, doar decât să ai stăruință și putere. Odată la jumătate de an vine controlul. Controlele sunt pe oriunde, doar decât că îți fărămită, asta e. Și trebuie să faci tot după standarde. Administratorul restaurantului din Brooklyn, Andrei Gârlă, originar de Chișinău, este stabilit în SUA deja de 6 ani. Potrivit lui Andrei, moldovenii de acolo au avut nevoie de un asemenea local și și-a dorit să aducă bucurie pe fețele lor. Vin bătrânei, abia merg și tot vorbesc. Eu cândva, 30 de ani în urmă, am fost în Moldova. Nici nu 30, dar 50 a fost, cineva spunea. Și a zis că le dor de o bucată de mămăligă. Eu povestesc că tot istoria asta la multor americani, că spun că mămăligă de fapt a fost mâncarea săracilor. Pe timpul războiului noi aveau ce mânca și l-am mâncat mămăligă. Dar acum vin și o mănâncă din pură nostalgie. Friptura, mămăliga, părjoalele, frigăruii, plăcintele și sarmalele sunt la mare căutare în New York. Din meniu nu lipsește garnitura cu cărnați de casă sau cu mazăre și ceapă. Cel mai des eu n-aș spune că intră la noi moldovenii. Mai mult deja publica noastră e internațională. Tot mai des și mai des vin frații noștri peste prut românii, pentru că spun că bucatele la noi într-adevăr sunt foarte gustoase. E când la faptul că au restaurantele sale în Queens, vin tocmai din altă regiune a New Yorkului ca să mănânce la noi. Și s-au bucurat nespul de mult când au auzit că deschidem o filială a restaurantului și în Queens. Odată cu apariția noastră în ziarul New York Times, am avut un flux foarte mare de clienți americani. Italieni, americani, după cum ai observat, afroamericani tot la noi intră foarte des. Vin cu moldoveni, moldovencile noastre se întâlnesc cu afroamericani. Aici, majoritatea moldovenilor și ceilalți clienți originari din Europa de Est își serbează zilele de naștere și ascultă muzică tradițională. Ми пробували різні кухні, мабуть, практично везде в Брукліні. Ну, я даю предпочтение как молдавской кухне, так и многим другим. В Бруклине очень сложно найти сладкую тыкву, та, которая именно находится у нас в Республике Молдавия. Поэтому именно здесь можно скушать сладкую тыкву в плацинтах. Я обычай вин pentru зяму și плацинти, că ne-ai mâncat tradițională și îmi visește foarte mult. Și apoi mai mănânc mămăligă, friptură, dar zeamă și plăcintele, ceva tradițional. Aveți un dor de casă, să înțeleg? Da, am un dor de casă și de mâncare, în special.
Да, я моя вина, я чем мастерка оказывается. Но мы здесь живем, но в этом месте второй раз. Второй раз? Или третий. И какое самое хорошее блюдо? Ну, все вкусно. Да? Все самое лучшее. А что вы предпочитаете больше, когда вы приходите здесь? Национальное что-нибудь. Мамалыгу, карнацеи, метитеи. Челимай соли читайте букати, санточали каре, ну или виндим. Принципалы с левинской кувинти. Реса для кума традиверсен густаси. А челимай дес мием плачес пропуна клиентс фриптура димел, епурашул, плачинтели, сармалили, чисто каре финпур традиционали, ка фриптура костица, мамалига трапез, санта noi clienți care vin numai pentru pește, cum e făcut carpul la noi, pentru că ei s-au deprins mănânci carp acasă și de asta vin aici și cu tonile comand de carp. În fiecare zi poate să vină și să mănânci numai carpul nostru. Că vine cu mămăligă prăjită în crupă de mămăligă. Oaspeții restaurantului se pot delecta cu bucatele moldovenești pregătite și deservite tot de către moldoveni. Potrivit lui Radu Panfil, acest loc a fost conceput inițial ca cel mai potrivit pentru cetățenii din Moldova, unde se pot simți ca acasă. Ulterior, acesta a început să atragă diferiți curioși urmanzi din diferite culturi. It's nice, nice decor, nice food. What do you know about Moldova? It's in Eastern Europe. That's it. Localul a prins viață datorită interiorului său tradițional. Figurile din ceramică în haine tradiționale, fotografiile moldovenești, ulcioarele de lut, stema și harta Moldovei, dar și portretul lui Ștefan cel Mare au făcut un drum lung tocmai din Moldova pentru a ajunge în unul din localurile populare din New York. Încercăm să aducem și noi o tradiție moldovenească. Acum vrem să facem niște schimbări de a ne ridica la un nivel mai înalt. Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? La ce aspirați? Noi am fost deschis și am mai avut un restaurant în Philadelphia, am deschis parcursul a 2 ani de zile. Cu păreri de rău, n-am avut succes. S-a regretat mult la proiectul ăsta, dar până la urmă ne-a reabilitat și facem acum alt proiect în Queens. Va fi un restaurant moldovenesc. Tot la fel, meniul eu sper că va fi cam așa, poate un pic mai restrâns. Se va numi Bun by Moldova Restaurant. În Statele Unite, o afacere bună trebuie să o menții și să ții din greu. Pentru a face aici un ban, trebuie, cum spune moldoveanul, de dat din coate. Dacă stai pe loc, nu se mișcă barca înainte sau mașina sau roata și așa mai departe. În America trebuie să ai o idee, un țel și ceva capital. Dar restul tot va veni de la sine. Potrivit administratorului, actualmente localul se bucură de succes și își așteaptă cu drag vizitatorii să ia alină cu bucatele alese ca la mama acasă. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.